apropiat și bine ne-am întâlnit sănătoși. Numai noi, că restul domnilor consilieri ne auzim telefonic. Sunt președinta Consiliului Local, Avram Nuța, pe o perioadă de 3 luni, aprilie, mai și iunie, conform aprobării de la începutul mandatului. Prima obiecțiune care o am față de această ședință este faptul că Consiliul Local nu a aprobat prin hotărâre desfășurarea acestei ședințe în această formă telefonică. Deci, Consiliul Local trebuia convocat în luna martie, de îndată, pentru că așa scrie în adresa numărul 46408 din 23.03.2020, în administrația Ministerului, în care Consiliul hotăra prin vot modul în care se vor desfășura ședințele pe timpul situației de urgență. În concluzie, vis-a-vis de modul cum desfășurăm astăzi ședința, nu suntem în legalitate. Față de acest aspect, răspunderea convocării Consiliului aparține domnului primar. A doua obiecțiune care o am este faptul că pe ordinea de zi lipsește ultimul punct valabil pentru toate ședințele de Consiliu Local. Întrebări, interpelări, declarații politice ale consilierilor. Față de această lipsă, am o întrebare către domnul secretar. De ce lipsește? Deci, conform dispoziției, primarul hotărăște proiectele supuse spre dezbatere Consiliul Local. Deci, în dispoziția 56, s-au trecut numai proiectele de hotărâre, având situația de urgență în care ne găsim. Și în calitate de președinte, o trecem pe loc pe ordinea de zi, adică acest punct devine punctul 6 a ordinei de zi. Invit pe domnul secretar, domnul Danilă Vasile, o să le citească ordinea de zi a ședinței de astăzi, completată așa cum am precizat cu punctul 6, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Dau cuvântul domnului Danilă Vasile. Da, domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință de pe site-ul primăriei și prin invitații de transmisie scris, a fost convocat conform dispoziției 56 din 24.04.2020 în format electronic telefonic. Deci, ca atare, pentru buna desfășurare a ședinței, vreau să permiteți să vă prezint ordinea de zi. La punctul numărul 1, avem proiect de hotărâre privind regulamentul cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local Scorceni. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar. La punctul numărul 2, avem proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului Comunei Scorceni, pe anul 2019. Mai departe, la punctul numărul 3, avem execuția bugetară cheltuieli trimestrul 1-2020. La punctul numărul 4, avem proiect de hotărâre privind modificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Iar la articolul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public OAT Scorceni a construirii și dotării parcurilor din satele Scorceni și Tigore, Comuna Scorceni, județul Bacău, iar la propunerea doamnei președinte să introducem și punctul 6, întrebări, interpelări și concluzii politice. Da, doamna președintă? Vă mulțumim! Să-mi supuneți la vot cu ordinea de zi? Nu mai am un pic. În acest moment vom trece la procedura de vot, apelând fiecare consilier în ordinea alfabetică. Iar eu, în calitate de președinte al Consiliului, îmi voi exprima votul pe fiecare proiect de hotărâre la urmă. Fac precizarea ca prima întrebare care o adresăm fiecărui consilier este exprimarea votului pe ordinea de zi a ședinței. Adică, votul fiecărui consilier începe cu votul pe ordinea de zi, dacă este de acord cu ordinea de zi. Și după exprimarea votului față de ordinea de zi, continuăm individual cu fiecare consilier cu votul pe cele 6 puncte de pe ordinea de zi. Începem. Apelăm în acest moment cu primul consilier în ordinea alfabetică. Hai un pic, durează.
Alo? Hristos a înviat, adevărat a înviat. Asta e. Dacă suntem în contextul ăsta, trebuie și să fim, da. Da. Deci, dacă astea prezentă întrebare, eu vă răspund. Sau doar facem prezența. Da, da, facem prezența. Domnule consilier Ambăruș, sunt Avram Nuța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? De acord, pregătit cu toată documentația, pregătit cu ce? Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? De acord. Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a consilierilor locali. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul dumneavoastră pentru primul proiect de hotărâre? De acord, cu spuneam de la bun început, nu? Dacă asta e situația, să văd restul care ne aflăm. Și am citit și regulamentul și spune destul de clar. Și o lege care apare, îi dă drumul sub această formă telefonică, da? Așa, imediat. Deci primul, sunteți de acord, da? Da, sunt de acord. Așa, atunci după aia trecem la punctul 1, la articolul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale a Secretarului General Comunei Scorțeni pentru anul 2019. Da. Am văzut și concurența cu Comisiei, ca și președinte și membrii. Așa, de acord cu această propunere, da? Da. Bine. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară, da? Cheltuiel pe trimestru 2. Da, e faptul că suntem telefonic și, da, e la altă treabă, dar celelalte întrebări o să le notăm și atunci când a dat Dumnezeu și o putea să fim într-o sală de ședință, o să mai punem niște întrebări, dar în principiu, da, sunt de acord. Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară a cheltuielilor pe trimestru 2. Da, nu avem ce face. E bine cu ce să ne mai descurcăm. Și cum am primit banii așa, după cum văd treaba asta, da, la fond. Și cu acest articol de ordinea de zi, da? Așa, trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public. Aici am văzut că vreau să mai pun ceva întrebări, dar am văzut întrebarea câte s-au lucrat la parcul pentru statul Scorțeni și Bucurei. Ce s-a dat la o parte era aruncat într-un colț acolo, dar nu avem ce facem. Tot legiuitorul spune ce avem de făcut în situația când facem postul și trebuie să se intre în inventarul comun. Dar pot și cu punctul 5. Am înțeles. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali, declarații cu părinții. Doamna președinte, exact cum spuneam la început. Întrebările acum nu putem pune, pentru că în situația asta, dacă aș pune întrebare domnului primar, să zicem așa, dacă este lângă dumneavoastră, sunt niște chestii, nu am. Întrebările vor fi puse atunci când dă bunul Dumnezeu și nu scăpa de această pandemie. Avem notate pentru fiecare puncte, parte și la prima ședință, cu siguranță că o să mai fie ceva problemă. Sunt singura problemă să avem grijă toți să scăpăm cu bine de aceasta. Iar problema pentru unitate, atenție în această perioadă, cum cheltuim banul public. Doar atât. Mulțumim frumos! Să rămână sănătate și Doamne ajută să fie bine! Doamne ajută!
Este, da, peste tot, pentru. O votat toate 5 pentru. Domnul. Da, da, deci, da, 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 așa, apelăm în acest moment pe consilier doamna Ceaușu Narcisa. 0751, 075. Hristos a înviat! Adevărat a înviat, doamna președintă! Sunt consiliera Avram Nuța, sunt președinta Avram Nuța. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătită? Sunt pregătită, doamnă. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun la vot pentru primul proiect de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul dumneavoastră pentru primul proiect de hotărâre? Trecem la articolul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționarea Consiliului Local al Comunei Scorțeni. De evaluare a performanțelor profesionale a secretarului general UAC Comunei Scorțeni pentru anul 2019. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuită pe trimestrul 1, 2020. Nici cu acesta nu sunt de acord, pentru că nu se înțelege nimic din ce s-a scris în proiect. Nu, nici clar nu sunt de acord nici cu acesta. Am înțeles. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuită pe trimestrul 2, 2020. Da, s-a făcut și la mine la primărie rectificarea cum a făcut-o guvernul, dar m-am uitat la cealaltă rectificare de trecută și cheltuielile sunt duble și altele triple. Nici aici nu sunt de acord. Înțeles.
Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAS Forțeni, al construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni, din Gorin, cu UAS Forțeni. Aici nu sunt de acord absolut deloc, pentru că nu la parcuri nu trebuie acum și nu tot la parcuri, când toată lumea este în pandemie și eu n-am auzit în satul nostru să fie explodat cineva cu o mască, cu o pereche de mănuși, să fie voluntar, să fie voluntar care ar fi, cum a fost și la biserică de Sada Lumina, sunt o grămadă de voluntari, niciun voluntar să ducă la bătrânii, din cel puțin din satul Scorțeni. Eu știu o uliță întreagă care este o singură fată care se duce și le aduce. Pâine, adă, mulie, adă un picor de apă. Când vine de la serviciu, schimb unul sau schimb doi, primesc și telefoane și așa. Nu mai vorbim de nicio dezinfecție. Sau chiar dacă s-ar fi făcut lucrurile astea, măcar să se depus, ca să știu să ne proști din sat, nu s-a făcut ceva. La noi nu s-a făcut nimic. Deci nu sunt de acord nici cu proiectul numărul 5, mai ales că ce știi când o să meargă copiii în parcuri să se joace. Am înțeles. Deci nu sunteți de acord cu nu. Nu, cu nimic nu sunt de acord. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarilor, primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da, am întrebări dacă s-a făcut ceva în privința COVID-ului și ce s-a făcut. Fapte reale și spuse, băi, am fost la femeia respectivă, am dat mănuși, am ajutat-o, nu știu ce am cumpărat, că și la Moinești. Și l-am urmărit pe aici toată primărie, l-am urmărit iar Moineștiu, Crujorul, Gărești, vecinii noștri. Toți au dus la bătrâni, înainte de Paști, mai ales cu pandemia asta și cu interdicțiile acestea foarte mari a bătrânilor. Vreau fapte reale, am fost la putare, la putare. Să văd și eu în satul nostru, puțin, cine au fost și unde au dus și ce au dus. Și dezinfecție, nimic. Asta este tot. Și mai am o întrebare, o uitasem. Cu izlazul și cu intrarea în izlazul vacilor, oamenii sunt foarte, foarte supărați. Se trimite de la Ana la Caiapa, de la poliție la primărie. Cum a intrat cineva, netrimis de nimeni și neținut în spate de nimeni, în izlazul vacilor, știind că vaca nu mănâncă nimic după oi, după gâște, după cai și după așa. Cine i-a dat oi? Nu i-a dat. Normal că am auzit că e cumătru bucutare, bucutăresc, bucutăputare și are cineva în spate. Dacă ei, oamenii, eu mă pun eu în locul lor, că și eu am două vaci. Dacă intru cineva pe terenul meu, care eu plătesc și la primărie și la apia sunt înregistrat, cum a intrat respectivul domn? În izlazul vacilor, oamenii, la oameni. Alo, Hristos a înviat, doamna consilieră Treangă, sunt Avram Luța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătită?
până l-am dat pe speaker. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da. Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor. Întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul noastră pe primul proiect de hotărâre? Păi aprob primul punct, dar mi-a spus și de punctul 6. Așteptați? Punctul 6 nu avem pe ordinea de zi. L-am propus astăzi. A, și acum dacă sunt de acord cu primul punct sau cu punctul 6? Nu, cu primul punct. Ajunge. Da. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Dacă... Da. Da? Dacă sunt de acord, da. Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performantelor Profesionale a Secretarului General al UAT Comunei Scorțeni pentru anul 2019. Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Bine. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuielilor 1-2020. Ce? Sunt de acord. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuită pe trimestrul 2. 2020. Da, sunt de acord. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, a construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Hai să așa avea multe întrebări de pus, dar având în vedere situația care este și cum decurge ședința, n-am ce să comentez acum. Am înțeles. Vă mulțumim frumos! Cu plăcere, o simpună. Apelăm pe domnul Hagimă Ovidiu. Thank you.
Alo, Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Domnule consilier! Da? Mă gândesc cum. Sunt consilierul Avram Luța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Da. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da. Vă fac pe... Am ceva de comentat că sunt numai 5 puncte, ultimul punct lipsește. L-am adăugat pe ordinea de zi. Astăzi l-am adăugat pe ordinea de zi, da. Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, însacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierului. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul noastră pe primul proiect de hotărâre? Da. Primul proiect. Vă sunt potrivă. Nu. Noi acum, dacă votăm, ordinea de zi. Primul proiect. Ordinea de zi, da. Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Trecem la articolul 1. Proiect de hotărâre... Da. Pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Da. Sunteți de acord cu? Împotrivă. Împotrivă. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind... Nu, cum ziceți dumneavoastră? Cum, dacă nu... Am văzut la punctul 1 referatul de aprobare că a fost primită la primărie o adresă 46.048 din 23.03.2020 de la Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltare și Administrație și atât au fost anunțate și nu s-a discutat nimic la adresa respectivă. Să nici nu-și mai discute în continuare ce prevede, ce este regulamentul cadrului de organizare funcțională. Este trecut în preambulul regulamentului. Ce prevede? Da, mă? În 23.03, de ce nu s-a anunțat, nu a fost convocată nici ședință în luna respectivă? Domnul consilier, adresa plecată de la minister în 23, înregistrată la primărie pe 31 martie. Este în preambulul regulamentului, prima pagină. Păi da, dacă se convoca o ședință, domnul secretar general, dacă permiteți, să... Păi era vorba și de celeritate, adică cum organizăm o ședință acolo, la distanță, la... ca să... Dacă ea este vindă pe 31, când vrea dumneavoastră să facem ședința? Era întâi, era a doua zi. Bun, hotărâ dumneavoastră. În sfârșit, eu nu se împotrivă la punctul. Dacă nu trece, asta nu mai face ședința. Bun. Am înțeles. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performantelor Profesionale ale Secretarului General UAC al Comunei Scorțeni pe anul 2019. Păi, comisia asta cine o ales-o? Nu trebuie Consiliul Local să fie ales în Consiliul Local? Sunt modificări pe ordonanța 57 care modifică legea 215. Sunt încadrările date de ordonanța 57 care se aplică începând cu 2020 pentru alegerile administrative locale și parlamentare și așa mai departe. Păi n-are culoare. Comisia asta a fost alesă tot din doi membri, deci primar PSD,
adică membrii care analizează activitatea secretarului general, care e o persoană cu studii superioare, cine îl analizează? Este la cu studii inferioare? Alo? Consilierii sunt aleși prin vot popular, domnule. Eu nu pot să mă opun, nu pot să aduc amendament eu la proiectul de hotărâre. În momentul în care primarul a dispus și a hotărât ceea ce este în proiectul de hotărâre. Și este în conformitate cu reglementările legii 57 în vigoare. Dacă primarul face proiectul de hotărâre și respectă cadrul legal, mai departe nu pot să vă spun. Că n-am de unde. Trecem la punctul 3. Proiect de... Am notat, sunteți împotrivă. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 1-2020. Pe trimestrul 1. Păi da, ce cheltuieli sunt enumerate acolo, tot împotrivă. Am înțeles. Deci nu. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Da, am notat. Trecem la articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, al construirii și dotării parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Ce puteți să ne... Împotriva. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Dacă aveți ceva... Păi, domnule, dacă se făcea de exemplu la trecută o ședință și îi putea spune domnul primar, domnule, facem o ședință, din banii respectivi îi donam toți, eu cred că erau de acord, adică nu pot vorbi în nume de la fiecare consilier, dar puteam să donăm banii și să facem ședința și niște măști, aparate pentru dezinfecții la nivel de comună, ce se putea, că se puteau lua două aparate pentru dezinfecții, măști, mănuși, eu știu ce aparține pentru temuri. Ajutorarea bătrânilor, eu am fost discuția, am înțeles, că a venit la mine unul și la frate, domnul primar, de la Răpaie, pe Vasile, de la are ce în capul nevasta, că ce face, domnul primar nu i-a dat nicio răspuns. O să ce vrea să idei din banii lui, din glumă. Eu ce să... Asta i-a spus și eu lui ăla, l-am trimis acasă. Dacă nici pe noi nu ne mai la ședințe, eu la Vasilii Budian am zis ce să dau eu bani din buzunar. Și prin Grigoren n-am auzit pe niciun bătrân ajutorat. Că toți au spus că au luat deja, păi au, dar... Trebuia și primăria să ajute. Altele nu. Bine, domnul Măgirescu, vă mulțumim frumos. Poate. Deci v-am ajutat. Sănătate. Eu stau așa, până la 10 jumate, nu? Depinde cum terminăm. Da, dacă mai aveți. Da. Am înțeles. O zi bună vă doresc. La fel, mulțumesc. Mulțumim. Așa. Apelăm pe domnul Ondu Adrian Alexandru.
Noi încercăm, mai care nu ne răspund. Deci domnul Adrian Alexandru nu ne răspunde. Trecem la Pavel Vasile. Hristos a înviat. Sunt Avram Luța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Da, doamnă. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da. Vă fac precizarea. Ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru în Consiliul Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul noastră pe primul proiect de hotărâre? Da. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare și a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Da, doamnă, tot pozitiv. Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretariatului General aluat Comunei Scorțeni pentru anul 2019. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuiel pe semestrul 1-2020. Da, doamnă. Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuiel pe trimestrul 2-2020. Trecem la articolul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, al construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Da. Da, și aici. Trecem la punctul 6, întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Nu am nimic de comentat, de declarat. Vă mulțumim frumos! Mulțumim, la fel! Apelăm pe domnul Palcău Adrian. Hristos a înviat. Sunt Avram Luța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Da. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da. Vă facem precizarea. Ordinea de zi a ședinței a fost completată și cu punctul 6 consacrat tuturor ședințelor.
întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul noastră pe primul proiect de hotărâre? Referitor la primul proiect de hotărâre, sunt pentru. Pentru. Am. Referitor la aprobarea ordinii de zi. Ordine de zi. Primul proiect, ordine de zi. Ordinea de zi, da. Sunteți de acord. Am înțeles. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcție a Consiliului Local al Comunei Scorțeni, de funcționare a Consiliului Local. Mă scuzați. Pentru. Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretariatului General al UAT Comunei Scorțeni pentru anul 2019. Da. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuită pe trimestrul 1-2020. Pentru. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuită pe trimestrul 2-2020. Da. Trecem la articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, al construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Mulțumim! Mulțumim! La fel! Așa, apelăm pe Dorotei Vasile. Hristos a înviat! Sunt Avram Noța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Da, sigur că da. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da, sunt de acord. Sunt pentru ordinea de zi. Vă fac precizarea. Ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul noastră pe primul proiect de hotărâre? Pe primul proiect de hotărâre. Da. Trecem la articolul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Da, aștept întrebarea. Am citit întrebarea. Mai citesc o dată? Sunteți pentru. Trecem la articolul 2. Privind
Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale a Secretariatului General al UAS Comuna Scorțeni pentru anul 2019. Da, sunt pentru acest proiect de hotărâre. Da. Trecem la, punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 1-2020. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2020. Da, sunt și pentru acest proiect de hotărâre. Așa. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAS Scorțeni al construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Da, sunt și pentru acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Dacă aveți ceva de... Atunci vă mulțumim frumos. O zi bună. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Doamna președintă, domnul Ondo a dat telefon că mă interrogă doar să reluăm, da. Reluăm. Să apelăm pe domnul Ondo Adrian. Hristos a înviat! Sunt Avram Nuța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Sunt foarte pregătit. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da. Vă fac precizarea. Ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului cadru a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care este votul noastră pe primul proiect de hotărâre? Da, deci sunt de acord cu ordinea de zi. Pentru primul proiect e favorabil. Deci sunt de acord. Sunteți de acord. Acum vă citesc, da, și pe asta, deci acum trecem la punctul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcția Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Da, sunt de acord. Așa. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale a Secretariatului General al UAS Scorțeni pe anul 2019. Da, am citit acest proiect, sunt de acord. Am văzut că fac parte și din Comisia de Evaluare, sunt de acord. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 1-2020. Da, deci și aici la acest proiect sunt de acord cu execuția bugetară. Așa, da. Da, 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 imediat. Așa, trecem la punctul 4.
Proiect de... Parcă n-am zis ăsta, da? 4, la 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Da, sunt de acord și cu aceasta. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni a construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Da, sunt de acord. Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarilor și consilierilor locali și declarații politice. Ce pot zic? Stați acasă. Stați acasă și păziți-vă. Doar atât, da? Nu mai aveți alte... Vă mulțumim frumos atunci. Vă dorim o zi bună. Cu plăcere. Mulțumim la fel. Revedere. Apelăm pe doamna Cobuz, Lidia Elena. Alo? Da. Sunt Avramuța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Da. Sunteți pregătită? Sunt și pregătită, deci eu vă spun pe scurt toate partea, da? Proiectul de hotărâre pe ordinea de zi, da? Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor. Întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Vă supun pentru vot proiectul de hotărâre. Da, am scos. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, da. Care este votul dumneavoastră pentru primul proiect? Așa. Pentru proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare. Da, și acolo. Și aici, da. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară, da. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuielilor pe trimestru. Da. Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public. Da, da, da. Nu m-ați mai lăsat să-l mai citesc. Trecem la punctul 6. Intrări, interpelări, informații ale primarilor și consilierilor locali, declarații politice. Nu, nu am nimic declarații. Declarații politice, nu. Am înțeles. Vă mulțumim frumos. La revedere. La revedere. Să-l apelăm.
Alo, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sunt Avram Noța, președintele de ședință. Da. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Da. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da, este ultimul punct. Imediat vă fac precizarea. Ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor. Întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Sunt de acord. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcția Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Aș avea o întrebare la început. Dacă noi avem comentarii pe baza proiectelor, puteți să ne exprimăm, notează cineva sau... Sunt înregistrate. Sunt înregistrate. Da. Bine, la punctul 1. Cu aprobarea regulamentului cadru actualizat, eu consider că în acest proiect sunt două lucruri care trebuie să fie separate. 1. În prima parte se spune despre modul de desfășurare a ședinței, care eu cred că trebuia făcut trebuia stabilită către Consiliul Local pentru un proiect de hotărâre într-o ședință anterioară. E băgat aici ciudat, că spune așa, constituirea Consiliului Local, norme preliminare privind constituirea Consiliului Local Scoțeni. După aia începe cu modul de desfășurare a ședinței. E ciudat. Cu regulamentul, bănuiesc că cel care l-am aprobat și acum 4 ani, nu am treabă cu regulamentul, bănuiesc că este corect. În totalitate, datorită faptului că sunt două lucruri în același proiect, două chestii diferite, voi vota împotrivă. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performantelor Profesionale a Secretariatului General UAT Comunei Scorțeni, pe anul 2019. Da. Aici am văzut că s-a stabilit o comisie, sau s-a propus, mai bine zis, o comisie din care face parte domnul primar. Nu am nimic împotrivă și noi consilieri. Nu înțeleg. Sau nu știu pe ce criterii s-au ales cei doi consilieri. Nu am nimic împotriva celor doi, sunt la fel ca toți ceilalți consilieri. Așa numai că nu înțeleg criteriul după care s-au stabilit cei doi consilieri. Putea găsit o altă modalitate de... sau găsită o modalitate de alegerea celor doi consilieri. Votez împotriva. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 1-2020. Da. Nu sunt de acord cu unele cheltuieli, voi vota tot împotriva. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Da, aici ca la toate proiectele de rectificare nu se precizează exact de unde se iau banii. Bine, bănuiesc că ar trebui să deducă, dar știi, contabilitate, bănuiesc că am să înțelege. Trebuia să ne se prezinte eventual într-o foaie separată de unde se iau banii și unde se duc, în ce scop. Votez împotriva. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, al construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Da. Aici, în titlul proiectului de hotărâre, spune așa, se intre în domeniul public
Trecem la punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da, la punctul 6 doar o întrebare. Dacă la nivelul primarului există o listă sau o situație cu persoanele bătrâne care nu au posibilitatea de deplasare, cu persoanele aflate în situații dificile și care trebuie să rotate în această perioadă de situație de urgență. Atât. Vă mulțumim frumos, vă dorim o zi frumoasă. Da, mulțumesc, la fel, să rămânăm. Apelăm pe domnul Zanfirescu Eugen. Alo, Hristos a înviat. Sunt Avram Nuța, președintele de ședință. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătit? Da, așteptam să mă sunați. Vă adresez prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Nu avem, deci avem înregistrare... Audio-video. Audio-video. Deci este prezent pe televiziunea liberă? Da. Deci nu concernează nimeni discuțiile. Sunt înregistrare. Se înregistrează. Cineva care concernează discuțiile. La toate ședințele. Sunt înregistrări. Sunt înregistrări, domnul Zanfirescu. Da, m-am lămurit. Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. Da? Am observat și eu că acest punct de ordinea de zi lipsește intenționat. Dar apreciez în afara acestor chestiuni care le-am întrebat și cu care m-ați și informat dumneavoastră că ședința, această ședință este în afara cadrului legal, întrucât noi în Consiliul Local nu am adoptat prin hotărâri de Consiliu o formă telefonică de desfășurare a ședinței. A fost un ordin în martie, la sfârșitul martie, al Ministrului Administrației, în care Consiliul Local cu celeritate trebuia să se întâlnească într-o ședință în care s-a adoptat forma electronică de desfășurare de timpul stării de urgență a ședințelor, de exprimare a votului. Sunt de acord cu ordinea de zi, dar în rezerv dreptul de a sesiza în contencios această chestiune, mai mult decât atât, suntem și în situația unui abuz în serviciu grosolan, așa, și de regulă, în astfel de situații, hotărârile pot fi declarate nule de drept. Dar mergem în continuare să ne facem treaba noi. Deci sunt de acord cu ordinea de zi. Mulțumim! Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Doamnă, noi avem un regulament cadru aprobat pentru o hotărâre anterioară, nu mai reținut. Urmea invocat aici în proiectul de hotărâre, în partea informativă din față. Deci nu era necesar să se vină cu, din nou cu regulamentul. L-a aprobat. Nu era necesar.
de făcut după codul administrativ, dacă trebuiau să facă termenul legal prevăzut de lege atunci, adică în 3 luni de zile. Mai mult decât atât, eu am răsfoit pe regulamentul, că mi l-am listat tot, și la capitolul 4, și adică și la asta ați văzut, dar și ceilalți, se referă la funcționarea Consiliului Local Monea Sabă. Dar ce-a vrut aici? Tenul redat care e la din Consiliul Local Scurțeni, ce dumne? Deci, să dăm o într-o ecuație a unei incompetențe crase. Bun. Mai mult decât atât, această modificare, deci era o simplă modificare care se făcea anterior, doamnă, exact cum am spus, la regulament de funcționare, care avea izvorul de la cel ordin al Ministrului Administrației, pe timpul pandemiilor, stării de epidemiilor, stării de urgență, se adoptă prin hotărâre. Deci noi atunci trebuia să facem o hotărâre a Consiliului Local într-o ședință cu 1, 2, 3 puncte de zi până în sfârșit din martie și eram în legalitate. Eu nu sunt de acord cu ce a venit acum cu propunerea asta de hotărâre cu un regulament actualizat după ce, de ce, deci îmi pare rău. Nu, nu sunt de acord cu această chestiune. Mai ales că văd aici Consiliul Local Moneasa. Așa am ajuns doar. Astea noi cu trebuie de le-am mai întâlnit aici, în Consiliu. Nu sunt de acord. Am înțeles. Deci sunt împotriva acestui... Am notat, am notat. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretariatului General al UAT Comuna Scorțeni pentru anul 2019. Doamna președinte, după codul administrativ al noastră 57, activitatea asta era, trebuia făcută până în 31.03. Deci noi și aici suntem în afara termenului legal. Cu atât mai mult, domnul Vasile, mai avea o problemă de rezolvat după intrarea în vigoare a codului administrativ, care i-am cerut un expres și era în interesul domniei sale personal să modifice organigrama cu Scorțeni prin hotărâri de Consiliul Local, cu funcția din secretar în secretar general. Nici pe aia n-a făcut-o. Deci funcția, am văzut că se semnează peste tot. Domn general, domn general, nu este în legalitate, domnule, ca să știi. N-ai făcut hotărâri de Consiliul Local în termenul prevăzut în codul administrativ. Mai mult decât atât. Eu am văzut, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut în mapă, eu n-am găsit în mapă niciun document și nici pe internet unii s-au publicat, unii mi le-am și listat, niciun document prin care să fie propus un calificativ. Este proiect de hotărâre în față, este un referat de specialitate în care spune că comisia evaluare formată din primar și doi consilieri locali desemnați în acest scop cu majoritate simplă prin hotărâre de Consiliul Local, materialul acesta al consilierului nu există la mapă. Mai mult decât atât, aia suntem într-o situație de abuz în serviciu. Primarul, ordonator principal de credit, scrie undeva că acest referat este acertat și ca pro consilierul Frode, consilierul Ondu. Dar nu stabilești cum e omul de treaba asta. Asta este prin vot în Consiliu. Pentru că trebuie să ținem cont și aici cine face evaluarea unui om cu facultate de drept. Că dacă nu avem alții din consilieri cu facultate de drept, măcar îi face o evaluare după standardele prevăzute în legea aia de evaluare a secretarilor, îi face cineva cu studii superioare. Oamenii ăștia au amândoi studii superioare, Frate și Ondu, eu mă îndoiesc. Mai mult decât atât, zic că nu regăsesc treburile astea aici puse într-un... În care să văd și eu calificativul. Ea are foarte bine, are bine. Are satisfăcător, are nesatisfăcător. Deci nu găsesc, doamnă, niciun... Ce s-a apropiat eu aici? Eu aș să văd aici o propunere, chiar dacă s-au încălcat în mod grosolan legea și s-a stabilit abuziv cine ți-i facă, mă rog, cu tendință cu de asta, de a interpreta orice alte chestiune, numai legea, nu? Asta e cea de lege aici, nu mai este lege. Așa? Eu nu văd undeva un document în care să văd și eu ce calificativ i-ați propus omul ăsta. Da? Nu văd. Deci, nu am cum să fiu de acord și nu votez așa ceva. E o mizerie asta. Am înțeles. Deci nu. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuiel pe trimestrul 1-2020. Doamna președinte, dragi colegi, eu am uitat ce am citit foarte atent și am făcut comparații și cu trimestrele 1 din anii precedenți. Eu am dat propunere la toate ședințele. Mi-am făcut aseară o analiză și am constatat că sumele din cheltuielile din primul trimestru
2020 sunt foarte mari. Foarte mari, adică unele sunt chiar duble, nu vă mai spun că unele sunt ridicole. Eu, alungă, doamna niciodată, doamna contabilă, n-a fost receptivă la ceea ce am cerut eu, ce au cerut ceilalți consilieri, ca să-i asigurăm o mai bună transparență, au mai bună înțelegere a problemelor. Nu sunt de acord și am spus-o mereu, cel puțin de vreo 2 ani încoace, cu modul cum se cheltuie banul fără număr, fără nicio tendință de economisire, fără nicio tendință rațională pe capitole. Deci nu-mi place deloc cum se cheltuie banii. O execuție bugetară, doamna președintă, asta înseamnă modul cum se cheltuie judicios și rațional banii. Vor să aruncăm banii fără număr așa și cât mai mult și cât mai repede, niciodată n-am să fiu de acord în Comuna Scoțeni, indiferent de ce poziție o să ocup vreodată sau nu o să ocup. Nu sunt nici ca simplu cetățean de acord cu treaba asta, nici ca consilier și nu votez așa ceva. Deci eu nu votez modul cum se cheltui banii, execuția bugetară. Votul meu este nu. Așa, trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Eu m-am așteptat la rectificarea bugetară, măcar acum. Să vedem așa cum am cerut de ani de zile. Doamnă, scrieți în stânga, de unde conturile, în dreapta, de unde vin, unde pleacă, să fim mai transparenți, să înțeleagă orice om, oricine. Nu o să ținut până niciodată de treaba asta, mai mult decât atâta. Eu m-am așteptat la această rectificare bugetară care a venit datorită, noi nu trebuia să facem acum dacă nu era situația asta. Dar am făcut-o că și guvernul a făcut-o, că suntem în stare de urgență pe subiectul anticoronavirus. Dar mă așteptam, eu efectiv mă așteptam, ca un miliard de la salarii să-l ducă prin această rectificare bugetară pentru comunitate în cumpărarea de măști de protecție, iată că suntem obligați. Și toate primăriile au cumpărat măști la oameni. Intram de vicii și mai intram în cumpărat, e obligatorii, dar oamenii n-au. Mă așteptam să luăm și alte măsuri de mărbuși. Mă rog, sunt în măsuri de astea cu coronavirus, toate n-au depășit, dar n-am făcut mai nimic, nici nu știu taxa sau ceva. Deci n-am cum să fiu de acord cu o rectificare bugetară care nu reflectă situația reală în care se află România, județul Bacău, comuna mea, Scorțeni. Nu sunt de acord. Deci de votul este nu. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, a construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Da. Deci noi, ca să dezvoltăm niște proiecte, acolo e vorba de cele două proiecte, de cele 2.500 de euro, cu locurile, mini-locurile de joacă la copilaș, la pentru arondatii grăbinițelor. Deci noi, ca să derulăm proiectul, noi cu asta ar fi trebuit să începem, cu intrarea în domeniul public, mai mult decât atâta în momentul în care s-au finalizat lucrările, nu știu, s-au făcut recepțiile finale, nu s-au făcut, s-au obținut, nu cred că s-au obținut de conturile, pentru că documentul pe care se cere acum aprobat trebuie îndosat de la fir. În fine, îmi imaginez eu cam cum e treaba aici, dar n-am văzut, că scrie undeva aici, doamnă, se completează în articolul 3. Deci se completează un inventar al bunurilor aici, în nu e anexa. Deci există o anexă a inventarului parcurilor, care noi trebuia să o vedem și noi acum. Intră în intrarea în domeniul public. Dacă eu nu văd ce s-a făcut acolo cu documentul în față, n-am ce să aprob, credeți-mă. Nici documentul de specialitate făcut de doamna, e misemnat, de doamna Cobuz. Dacă îl citești, nu înțelegi nimic. Deci l-am luat și l-am dat și pe o parte și pe alta. Deci nu știu de unde e luată partea asta introductivă, de unde e luată partea asta la altă, pentru că ceea ce era mai important pentru mine, anexa asta cu inventarul bunilor asta, nu este aici. Și atunci îmi pare foarte rău. Deși lucrul ăsta l-aș fi aprobat până la urmă, pentru că are o logică în obținerea de conturi, în finalizarea dosarului la coafiu, deși trebuia început cu asta, terenul de tipul ăsta, dar nu am ce să aprob. Deci votul meu este negativ. A
Avem punctul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Dacă... Da, pentru ședința următoare, când va mai fi așa, nu știu eu, tot domniile lor să stabilească, aș vrea să răspundă primarul comunității noastre de ce la intrarea în starea de urgență nu a venit în Consiliul Local, deci tot la martie, ia că mai era un subiect pentru ordine, un plan de măsuri care să trecută cu toții pe subiectul măsuri de anticoronavirus. Și atunci noi cu toții undeva la final de martie, poate chiar 30-31 martie, aveam și un plan de măsuri aprobat în Consiliul Local, care era izvorul unor cheltuieli care veneau în rectificarea bugetară, când am făcut, când o făceam și o s-a aprobat, da? O discutam din martie. Bun. Deci planul ăsta de măsuri ar vrea să-l văd și eu îndocmit în luna martie, la intrarea în starea de urgență a comunității noastre. Tot pentru ședința următoare, mai am o chestiune care aș vrea să o lămurim, dar fac apel la toată, la tot Consiliul Local, pentru că am constatat din analizele care le-am făcut în anii anterior mandatului, deci cei 4 ani ai noștri, am constatat în proiectele de buget, noi am aprobat în fiecare an cam 4-500 de milioane lucrări la drumuri, modernizarea drumurilor comunale. Deci, doamna președinte, dacă facem un calcul simplu, 4 ani, deja anul ăsta avem tot o sumă de 40-50 de mii de lei de la drumuri, care am aprobat-o noi așa, deci 4 ani înseamnă 1.600.000 spre 2 miliarde de lei, la care, da, adăugăm cei 16 miliarde din august 2018 care s-au primit ca urmare a calamităților care au avut loc. Deci, cât avem aproape, suntem la 18 miliarde. Anul ăsta am buget, dacă ați fost atent, de sume defalcate sau de echilibrare, pe cum din Consiliul Județean, au mai fost vreo 3 miliarde 200 de milioane alocați comunității, tot pentru subiectul drumului. Deci, în total, de tot mandatul, noi avem o sumă de vreo 21 de miliarde aproximativ, aici, în jurul sumei astea, un pic mai mult, un pic mai puțin, pe drumuri. Concluzia mea este că pe drumuri nu se vede absolut nimic, absolut nimic. Am solicitat în mod repetat în Consiliul de vreo 2 ani documentele, dosarele cu documentațiile și cu lucrările care s-au făcut la drumuri, ca să-mi fac o idee clar de ce pe drumuri nu se vede nimic. Și acum fac un apel și la colegi, dar și la domnul Anton, ca pentru o ședință următoare să vină cu toate documentele în Consiliu, da? Să vedem și noi ce e realitate în documente înscrite și ce avem pe drumuri. Pentru că, repet, banii s-au cheltuit și pe drumuri nu se vede nimic. Și se nasc foarte mari suspiciuni. Deci cam atât mi-a fost cuvântul. Vă mulțumesc că m-ați apelat. Repet că suntem într-o ședință care nu are temei legal și are zel dreptul de a proceda în consecință, pentru că nu mai putem să trăim în continuare într-o ecuație fără de lege, a incompetenței, a minciunii și manipulării în administrația noastră. Bun, cu respect și la revedere! Vă mulțumim frumos, vă dorim o zi frumoasă! Vă departe, vă! Apelăm pe domnul Zanferescu Mihăiță. Pe Aurea Muța? Eu la Aurea. La Aurea. Mai am domnul Mihăiță Zanferescu. Bă, ăsta, da, Zanferescu Mihăiță și pe eu. Nu vă uitați. Nu mă uit, nu. Telefonul, dar nu știu pe care telefon. Deci nu e ăsta, da? Da, dar mi-e telefon că fiți suspicat, dar nu știu pe care telefon m-a sunat el. Uf, trebuia să-l fi lăsat jos, nu l-a luat.
Eu l-am luat numărul de care mi l-a dat. Păi ăsta, dar aveam și eu, dar m-a sunat acum acasă, zis că nu știi ce sunt cu telefonul. În cazul și sunate la 929, eu să încerc telefonul ăsta. 44. Încercați să-mi dați numărul dumneavoastră. Sunt cel la Cufieța 4475. Ce nu lăsa de numărul de telefon? Nici eu nu sun. Ia să vă dam eu parcă un număr să vă dă. Ah, înseamnă că e și ăsta bun. 07, da. Ia să-l mai sun o dată. Citesc numai proiectele de hotărâri? Să facem, să vedem câte sunt pentru fiecare voturi, ne știți? Da, analizarea la urmă. Facem la urmă, da. Ce facem noi cu Mihăiță? Mai aveți un număr cumva? Altul? Cine mai are de aici? O venit o luăm, apa o luat. Da? Păi, nu găsi numărul Mihăiță, băi, nu răspunde. Nevasta, soții, nu avem. Sunt de acord cu ordinea de zi. La punctul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Sforțeni. Aici votul meu este nu. La regulament. Dacă regulamentul nu trece, toată ședința cade, să știți. Deci ca să știți că ăsta este aprobarea în format telefonic. Trecem la punctul 2. Deci... Aici spuneți dumneavoastră cu când ordinea de zi sunteți de acord. Da. Bun. Deci ordinea de zi, da. La, proiect, la articolul 1, nu. Trec la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performantelor Profesionale a Secretariatului General aluat Comuna Sforțeni pentru anul 2019. Și aici votul meu este nu. Proiect numărul... Trec la articolul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară a cheltuielilor pe trimestrul 1-2020. Și aici votul este nu. Trec la articolul 4,
proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară a cheltuielilor pe trimestrul 2020. Un pic să termin eu. Deci și aici votul meu este nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAC Scorțeni, a construirii și dotărilor parcurilor de satul Scorțeni, Grigoreni. Și aici votul meu este nu, ca să nu stau prea mult. Întrebări, interpelări, informații ale perioadei. Alo? Hristos a înviat. Sunt Avram Nuța. Sunt Avram Nuța, președintele de comisie. Da, haideți că eram în... V-am întrerupt. Așa. Nu știu cine e. Începem ședința cu exprimarea votului pe ordinea de zi în formă telefonică. Sunteți pregătiți? Da. Cine e? Cine e? Zanferescu Mihaiță. Mihai Silviu. Sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței? Da, sunt de acord cu ordinea de zi. Vă fac precizarea, ordinea de zi a ședinței a fost completată cu punctul 6, consacrat tuturor ședințelor, întrebări, interpelări și declarații politice ale consilierilor. A, deci eu avem o suplimentare, cum ar fi la ordinea de zi. Da, da, la ordinea de zi. Da. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da, sunt de acord cu ordinea de zi, da. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru actualizat de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. În principiu, dacă sunteți de acord cu votul telefonic. Ați înțeles? Sunt de acord cu votul, dar eu vreau să pun în discuție regulamentul cadru și să vin un amendament la regulamentul cadru. Cum procedez eu ca să văd dacă ceilalți colegi sunt de acord cu amendamentul meu la regulamentul cadru. Regulamentul cadru este făcut în conformitate cu OIG 57 din 2019. Iar reactualizarea lui, din caz de pandemie cu treburi și alte situații neprevăzute, deci Guvernul României, prin adresa Ministerului Dezvoltării și Administrației, ne-au pus în vedere că admiterea hotărârilor Consiliului Local se vor face, se vor exprima în format electronic. Deci, ca atare, noi alt format electronic decât votul prin telefon. Din cauza pandemiei, nu putem mai mult de 3 să fim într-o încăpere. Dacă dumneavoastră Petrasem și dacă avem nelămuriri că tot ce este în regulament este extras din prevederile OG 57 pe 2019, care au modificat legea 215 a regulamentului din septembrie 2016. Dar acum avem neclarități. Puteți să vedeți un proiect de hotărâre, să-l analizăm, să vedem unii găsim și ce considerați dumneavoastră că este necesar să trecem în el. Da, am înțeles. Completarea.
regulamentul. Cu poate. Care eu vreau să intervin în regulamentul cadrului. Deci votul dumneavoastră este da. Da, pentru regulamentul cadrului este da. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale a Secretarului General UAT, Comune Scoțeni, pentru anul 2019. Da. Am văzut că domnul primar a propus comisia respectivă. Din câți membri este formată comisia? Cum? Din câți membri este formată comisia? Trei. Președinte primar și doi membri consilieri. Ați înțeles? Da, am înțeles, da. Noi, ca și consilier local, nu aveam dreptul să nominalizăm și noi consilier local pentru a stabili această comisie? Sunt proiecte de hotărâre și dumneavoastră decideți. Acum, eu ce pot să vă spun? Ele nu sunt legiferate. Înțelegeți? Da, de exemplu, eu puneam să numesc și eu alte persoane care se fac parte de această comisie. Cum procedăm să votăm această comisie? Adică noi suntem, ca Consiliul Local, suntem obligați sau să votăm această comisie sau avem și dreptul de a numi alte comisii sau alte persoane să fac parte din această comisie? Prin hotărârea de guvern, din ordonanța asta 57, deci se prevede constituirea unei comisii de evaluare a secretarului comune, da? Comisia este propusă de primarul comunei care este președintele comisiei. După ce se va da. Da, eu, ceea ce ați văzut dumneavoastră acum este un proiect de hotărâre, da? Da? Care este supus spre aprobare. De acord cu acest proiect. Am înțeles. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 1-2020. Nu sunt de acord cu acest proiect. Nu mai discut mai mult, pentru că am mai multe întrebări și nu are niciun răspuns. Sunt de acord. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Da, exact ca și la primul proiect. Am un amendament de făcut la acest proiect. Cum supun la vot amendamentul care l-am eu? Domnul secretar, eu am un amendament. Acum, ca te pot vota execuția bugetară. Da. Rectificarea bugetară, pardon. Am un amendament de făcut. Cum supun la vot amendamentul care îl am eu, ca eu să pot vota rectificarea bugetară? Deci, dumneavoastră, suntem undeva într-un impas aici, pentru că nu sunt toți consilierii să aprobe amendamentul. Dumneavoastră îl propuneți. Nu știu ce să vă spun. Vedeți? Aici este. Am chiar două amendamente de făcut. Am venit un amendament, am venit chiar două amendamente de făcut. La rectificarea bugetară și eu acum vreau să dau curs amendamentului care l-am de făcut și vreau să fie supus la vot de către ceilalți colegi să văd dacă este de acord ca să pot să votez rectificarea bugetară. Cum procedez eu acum? Ședința este spre final. Dumneavoastră ați rămas ultimul. Nu știu ce să vă spun aici. Doar dacă aduceți amendamentul, să-l depuneți la secretariat, să ajungă la contabilitate și să vedem la viitoarea ședință să-l depunem în dezbatere. Altă soluție nu văd. Dar nu sunteți obligat, domnul. Eu, ca și consilier local, amendamentul meu nu poate fi expus și discutat între colegi și să vedem dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu amendamentul care l-am. Acum, doamna președintă, este din față. Amendamentul trebuie transcris, trebuie transmis tot telefonic
Deci era bun dacă era la început de ședință. Adică discutăm pe lege. Dacă eram toți în sală, se propunea amendamentul la buget, să atunci fiecare își spunea votul. Mai spun un singur lucru. Spuneți. Problema e cu felul următor. Noi, președinții de comitie, era foarte bine să fim invitați să facem exact numărul de persoane, conform legii, conform ordinului dat. Și noi, ca președinți de ședințe, puteam exprima un vot și după aia, deci la amendamentul care l-aveam, noi ca și colegi, ca și urma ședinței de comitie, puteam să, ca noi, ca președinți, să ne exprimăm părerea fiecare părere. Și ne puteam semna ulterior fiecare în funcție de cum a avut amendament sau părere sau votul. Pentru că eu acum eu nu pot să votez rectificarea bugetară, pentru că nu pot să mai spun părerea și nu pot să promovez amendamentul care eu. Da, eu mă înțeleg aici, aveți dreptate, dar problema se pune că problema ședințelor pe comisii este și cade în sarcina fiecărei comisii, să adune, să iei hotărârile care sunt considerate că pot fi modificate sau pot fi aduse amendamente. Deci noi nu ne putem băga peste comisiile privind rapoarte de avizare. Da, așa cum v-am mai spus, era bun dacă era acest amendament depus la președintele de ședință și în timpul dezbaterilor îl puneam în discuție. Da, așa era practic. Așa era practic, dacă mergeam repede. Așa acum, ce să vă spun, nu știu, sunt și eu într-o situație în care e prima ședință care o face prin vot telefonic și sunt atâtea carențe care nu pot fi acoperite. Acum, și dumneavoastră știți foarte bine, nu ne-am mai găsit cu situație de asta niciodată. Ca atare, nu știu, v-am spus, trebuia să trebuia. Da. Deci nu pot să fie, să încercați, nu știu dacă o să treacă rectificarea bugetară și cum trece, dacă o să treacă, ceilalți colegi nu au fost de acord, nicio problemă. Eu nu sunt de acord momentan. Vă abțineți sau vă sunteți pentru? Sau împotrivă? Deci vă abțineți sau sunteți împotrivă? Sunt împotriva rectificării bugetare pentru că eu nu pot să mă exprim amendamentul care l-am de făcut. Am înțeles. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT Scorțeni, a construirii și dotărilor parcurilor din satele Scorțeni și Grigoreni. Da, am înțeles. Proiectul ăsta de hotărâre, în acest proiect de hotărâre, în prima frază este foarte bine formulat, dar următoarea frază, următoarele cuvinte după Scorțeni, construirea, dotarea parcurilor din satele Scorțeni, Nu înțeleg de ce au fost băgate proiecte de hotărâre privind aprobarea intrării în domeniul public al UAT-ului Scorțeni, atât, dar nu înțeleg ce mai înseamnă construirii și dotării parcurilor pentru satele Scorțeni. Deci, cu intrarea lor în domeniul public sunt de acord, dar cu restul frazei, construirea și dotarea parcurilor nu sunt de acord. Deci, cu atare nu sunt de acord cu acest proiect de hotărâre, pentru că în acest proiect de hotărâre sunt băgate forțat și dotarea lor. Deci sunt de acord cu intrarea lor în domeniul public, dar nu sunt de acord cu dotarea lor. Pentru că deocamdată suntem într-o situație gravă, suntem într-o situație gravă la nivel de țară și nu știu dacă asta ar fi o prioritate pentru a dota parcurile din Grigorești,
Da, vreau să vă mai, să vă mai menționez faptul că aceste proiecte hotărâri care se lucrează cu AFIR-ul, ele vin într-un anumit mod trasate de acolo. Deci, ca atare, știți că sunt decontări de făcut, sunt situații de predat, nu știu. E vorba... primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da. Dacă aveți ceva... Întrebarea primarului. Domnul primar este prezent? Nu. Nu. Nu este prezent. Asta vreau să știu dacă domnul primar este prezent, că ați fost să adresez niște întrebări. Dacă domnul primar, cine mai este prezent în... Domnul secretar. Deci suntem dumneavoastră președintă de ședință? Da, și domnul secretar. Da. Atât. N-am înțeles? Alte persoane acolo, în încăpere, mai sunt? Este domnul televizionar. Asta vreau să știu. Deci dacă mai sunt și alte persoane, deci sunteți în total trei persoane. Trei persoane, da. Da. Deci avem, avem registrate de această ședință, nu? Da. Da. Păi foarte bine, asta vreau să întreb. Deci întrebările care vreau să întreb domnul, să le adresez domnul primar, nu pot să le adresez. Domnul secretar, trebuia să informez, mult mai bine eu m-am informat cum trebuia să procedăm la desfășurarea ședinței online sau telefonic, pentru că noi trebuia să, ulterior, înaintea ședinței, noi trebuia să venim cu niște amendamente și să fie propus de chiar să le aibă dânsul trecute și să întrebe fiecare consilier în parte, pentru că știam treaba asta dinainte, dar am zis că este făcut și o să le adresez, o să formulez în alt fel, deci o să poată proceda la alt mod de a le expune amendamentele și punctele de vedere și să fie supuse la vot de către colegi. Dar am văzut că nu este sub nicio formă și ca atare nu sunt de acord cu punctele care le-am menționat. Și vreau să menționez domnul secretar în procesul verbal. Este înregistrat audio, mine. În ședința următoare care o să fie, vrem ca toate documentele de ședință care vin de la Consiliul Județean, de la Prefectură, să le prezinte demnate și exact așa cum am votat fiecare consilier în parte. Fiecare cum am explicat, am exprimat votul pe fiecare proiect, vreau documentele ștampilate de la Consiliul Județean și Prefectură în ședința următoare să le prezinte la mapă sau, dacă ședințele se poate să țină vizit, atunci o să le prezinte în vizit. Asta a fost punctul meu de vedere. Domnul primar, nu pot să mă adresez dacă nu e pentru o adresez întrebările. Ca atare, vă mulțumesc pentru... Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă. Vă rog, mâna, numai bine. La revedere. Am terminat. Declarăm ședința închisă. Acum, doamna, nu trebuie să centralizăm.